Am revenit în direct cu invitatul meu în această seară, avocatul dr. Mihai Ștefănoia. Avem cazuri revoltătoare sau cazuri triste sau cazuri dramatice sau toate din fiecare câte un pic în această în dramele fiecărui individ, fiecarei familii și e limpede, nu vrem să fim nici exhaustivi, că sunt imposibil să fie exhaustiv, dar e bine totuși să transmitem niște emoții și interogațiile noastre la urmă urmei să transmită o atitudine. Iar atitudinea, dacă este publică și este solidară cu adevărul, este permisă. Adică să nu mergem pe, să ne lăsăm manipulați, conduși de emoții generate la fierbinte și în cazul acesta să dăm sentințe și noi grăbite față sentințe morale, evident că celelalte sentințe văd că le dă instanța. Ce vroiam, ce am discutat noi înainte cu copilul, am înțeles că au apărut și alte probe, este și o cameră de vederi care mai este încă la dispoziție, adică probele respective sunt la dispoziția polițiștilor și a celor care anchetează, eventual a procurorilor și vom vedea care este situațiunea. Dar, domnule avocat, dumneavoastră, așa ca o concluzie și să trecem la cazul Maxim, adică e un caz care totuși pe paliere mult mai înalte și mult mai sofisticate a generat multă nedreptate sau nedreptate în cascadă. Ce cum vedeți dumneavoastră că s-a mai întâmplat și pe Gheorghe Doja tot așa, un manelist abrutizat, dezumanizat, aproape o brută, semi-analfabetă, a ucis iar petrecerea de pietoni. Și iarăși s-a lăsat cu 2 ani cu suspendare. Cuvintele sunt dure, dar nu pot să folosesc cuvinte dulci și frumoase decât pentru îngeri. În cazul de față, n-am cum să folosesc pentru cei care ucid copiii petrecerea de pietoni cuvinte frumoase și curate și cu minți și deontologice și etice. Nu se poate, nu-i corect. Aici s-ar putea pune în discuție, de exemplu, domnul Manole, dacă rămânem la ucidere din culpă sau putem, la un moment dat, în anumite circunstanțe, în anumite situații, să schimbăm încadrarea și să trecem la intenție, la omor calificat, la ucidere, efectiv. Pentru că punem problema în felul următor, da? Logic. Dacă o persoană circulă cu 250 de km la oră, are intenție de a ucide pe cineva sau nu? În momentul în care apare în fața mașinii, mai poate evita? Indiferent dacă apare respectând regulile de circulație sau nu. Deci gândește că poate evita acel impact fără uciderea persoanei respective, da, sau nu. Deci în momentul în care a depășit viteza, se stabilește prin expertize, prin probe, da, că a depășit viteza cu un anumit număr de kilometri peste cea legală. Brusc. Da, brusc, da. Dacă înseamnă că vorbim de că vedem inclusiv acei teribiliști pe Autostrada Soarelui, am văzut tot la știri, n-am văzut așa ocular, dar am văzut, dându-se la știri, circulau cu 180, cu 200 de kilometri la oră. Și mai mult, da. Clar că în momentul în care intri în coliziune cu cineva sau cu ceva, e clar că acolo se lasă cu moartea unor persoane care sunt implicate. Da, fiind băcil, așa îl cheamă pe tată. Există intenție sau nu? Ca despre asta e vorba. Dacă el a accelerat de la un anumit moment dat spre trecere, în logica lucrurilor trebuie să încetinești, până când, că e trecere totuși, nu? Până când eviți orice fel de pericol. Chiar până la 20 km la oră. Același lucru trebuie luat în considerare și în localitate. Apropo de trecere de pietoni și ceea ce s-a întâmplat... Acolo nu era localitate, era la ieșire? Cum era? Unde? Unde s-a întâmplat lucrurile? Da, aici tocmai vorbim despre localitate, despre Suceava, era cartierul Ițcani. Evident. Da, era în localitate, nu era în afară, erau treceri de pietoni. În afara localităților nu cred să fie treceri de pietoni, în mijlocul câmpului. Da, eu știu că intervine rutina. Și dumneavoastră știți la fel, toți știm pe diferite paliere unde lucrăm, intervine rutina și pentru medicul neurolog. Intervine rutina și pentru cel care, adică nu mai privește lucrurile cu așa dramatism, pentru cei care, medici ăștia, legiști. La 19 văd toată ziua ani... cadavre și toată ziua desfac cadavre și văd toată ziua tot felul de orori ale ființei umane. Intervine rutina și la polițist care are 100 de accidente pe zi
cauze sau 10 sau 2 sau 7, dar în fiecare zi câte 2-3 mai mici sau mai grave. Dar ca să vezi, să vii, eu nu știu cine e polițistul, dar pe cuvântul meu că trebuie urmărit pas cu pas lucrul ăsta, văd că Dafin Băcilă, așa îl cheamă pe tatăl de 34 de ani și soția sa Laura Băcilă, 28 de ani, care își doresc dreptate, evident, este amplificată furia, frustrarea. Chiar aș putea spune și urletul, țipătul că și-a pierdut copilul, faptul că polițistul care se ocupă de caz le-ar fi spus că fiul lor a traversat pe roșu și este vinovat de accident. Antepronunțarea mi se pare, în momentul acesta, mi se pare o crimă la acest nene milițian, plutonier sau civil. Vinovăția, e o crimă. Vinovăția o stabilește instanța. Nu stabilește un nene milițian, da? Le-ar fi spus, dacă e adevărat, bineînțeles, cu rezerva aceasta, spun lucrul ăsta, le-ar fi spus că atravers și este vinovat de accident, cu toate că ulterior astăzi, repet, sunt cazuri clare, sunt imagini clare care spun lucrul acesta și polițistul ăsta, dacă nu-și dă demisia, trebuie măcar să fie trimis la măturat prin gunoaie în spatele grădinii sau la cantină, dacă vrea să facă lucrurile astea și să dovedește că a spus lucrul ăsta. Și ce vrei tu mai dramatic și mai tragic, că greu te controlezi, că spre copilul nostru se pregătea să meargă la școală, 9 ani școlar, mai avea 2 zile, iar vitezomanul de 19 ani, erou, un fel de James Bond el era, așa, l-a omorât cu trufia celui care ucide un pui de găină. Aici nu putem vorbi de rutină. Pentru că nu la el, la milițian e rutină. Pentru că vede accidente în fiecare zi. La polițist e rutină. Da. Bun. La copchilașul ăsta de 19 ani de unii e rutină, că el abia are care de câteva luni. În mod, da, la asta am înțeles să faceți referire, dar... Nu la cei care spun domnul murit. Asta în legătură cu domnul polițist de la serviciu rutier, cu siguranță aici rutina ar fi trebuit să vină cu un plus în ceea ce privește experiența. Perfect. Și atunci așa, într-o minimă analiză, ar fi trebuit să-și dea seama totuși de existența treceri de pietoni, de culoarea semaforului, din discuțiile cu ceilalți participanți la trafic din momentul respectiv, inclusiv că erau pietoni sau erau martori, domnule, să fie rezervat. Și-ar fi putut da seama în mod imediat, dar nu, el pune etichete vis-a-vis de vinovăție sau nevinovăție. Da. Și când ai un conducător auto de 19 ani, nu trebuie să fii extrem de prudent, domnule avocat. Adică trebuie să iei în considerare toate. Domnule, conducătorul auto are 19 ani. Era trecere de pietoni, erau martori, erau sau nu camere de luat vederi. Trebuie coroborate toate informațiile astea din experiența ta de polițist la circulație. Când vezi lucrurile astea, nu trebuie să fii prudent, rezervat, extrem de precaut, extrem de cuminte și, știu eu, chiar paranoic de prudent, ca să vezi care e situația. Ipotetic, domnul Manole, să spunem că așa ar fi stat situația. Și totuși, n-ar fi avut dreptul să spun așa ceva. Pentru că, cum ați invocat dumneavoastră, vorbim de niște părinți care sunt extraordinar de îndurerați, adică durerea este maximă. Nu putem echivala cu absolut nimic decât pierderea unui copil de către un părinte. Nu echivalează exact cu absolut nimic. Sunt de acord cu dumneavoastră. Haideți să fim, cred că suntem părinți. Chiar și dacă putem, e un clișeu, aveți dreptate, chiar dacă da e un clișeu, de lucrul ăsta. Eu cred să vii să-i spui efectiv în față, este o lipsă de tact extraordinar de mare. Și dincolo de tact, de politețe, de tot ce vrei. Domnule, dar e o lipsă de umanism, profesionalism, în primul rând, de umanitate, da. Că după, nu mă interesează dacă pupă sau nu icoane când se duce el și se roagă pentru cariera lui să-l facă nenea general, nene destinul general, sau câte icoane pupă el și mâini de popi, și nu mă interesează câte cruci face când trece cu mașina pe lângă biserică sau pe lângă mănăstiri. Pe mine mă interesează faptele lui. Că așa spune și creștinismul. Credința fără fapte este zero absolut. Dacă e să ne înțelegem, să o luăm pe temelie, pe fundament. Eu așa știu că e o lege fundamentală. Faptele înseamnă totul și restul și cuvintele și ipocrizia noastră ulterioară nu înseamnă nimic. Dar în situația de față, zău că lucrurile sunt atât de sensibile, poate sunt și proaspete, nu s-au sedimentat, dar greșelile sunt fundamentale în profesie. Pentru că a ignorat toate atitudinile. Vede ce se întâmplă pe de altă parte, nu? Adică cum își revin părinții ăia în momentul în care tu, om al legii, om, ar trebui să, nu știu, să întinzi mâna, să stai un pic de vorbă, să liniștești, să faci chiar un pic de psihologie, chiar dacă nu intră în atribuțiile tale profesionale, în fișa postului. Dar
că nici asta la altă nu intra în fișa postului, de a merge și a-i spune, a stabili vinovăția copilului acolo. Deci nici asta nu se... Dar măcar pe partea cealaltă, să stai, să discuți, să ai acorzi un pic de asistență psihologică, umană, că suferea, era într-o situație extraordinar de dureroasă. Nu există altceva mai mult decât atât. Ori tu mergi și îi spui franc în față, copilul este vinovat, a trecut pe roșu și vinovăția îi aparține în totalitate. Da, e dramatic, e trist, nu vreau să folosesc un clișeu. Lasă foarte mult de dorit profesionalismul celor de la poliția rutieră. Nu știu. Nu ai voie să te joci cu viața nimănui, nici cu viața părinților, nici cu posteritatea acelui copil, nici cu memoria lor și așa mai departe. Poți să ai tu 7.000 de uniforme, 7.000 de cașchete și 7.000 de pili în miliția română și în poliția română. Nu ai voie să te joci sub nicio formă, cu atâta mai mult cât ești plătit din bani publici și folosești uniforma statului, cum o folosesc ei în Clișeu, ca scut. Știți, ca scut sau ca din aia antiglonț, mă refer la un glonț metaforic, în sensul că lui nu îi se întâmplă nimic. El face parte din sistem și sistemul e necruțător și ucide și ei, sistemul rezistă, știți? Sentimentul că sunt supra oameni. Corodează cel mai mult. Se vede percepția asta dânșilor de supra oameni și în ceea ce privește recomandarea care o face în momentul în care încheie un proces verbal de contravenție. A prins un șofer, un conducător auto sau un pieton, bineînțeles. Și dacă se întâmplă să nu corespundă, așa între ghilimele, așteptărilor polițistului, îi spune, uite, îți fac proces verbal, te amendez cu atât, îți suspend permisul, în sfârșit. Și conducătorul auto, în multe situații am fost martor, conducătorul auto îi spune... n-am săvârșit fapta contravenția, pe care n-am menționați în proces verbal. Făcut ceea ce, ce menționați acolo în proces verbal. Nu-i nimic, mergeți la instanță de judecată, judecătorii o să vă spun. Deci aroganța de etică, deontologie, dar n-am săvârșit-o. Dumneata, de ce crezi că am săvârșit-o? Bun, nu facem justiție în zona respectivă sau când te trage pe dreapta individul sau când te trag pe dreapta indivizii. Dar totuși nu trebuie excesul ăsta de zi, dar tendința asta mi se pare chiar un abuz în serviciu, chiar un abuz și discriminare în același timp. Dacă stăm și șoferii ar trebui să adresează instanții și pe alte paliere, adică și pentru pe daune profesionale și morale. Adică de ce să mă reții tu, mă nene, milițianule, pe mine 3 ore și să săvârșești abuz și cuvântul meu în fața ta să fie ca o frunză în vânt, să nu conteze, să fie doar asta. Vezi că nu-s băut, vezi că-s civilizat, vezi că am experiență, de ce? Pentru că ai dormit urâta seară, pentru că te-ai părăsit iubita, pentru că nu ți-ai luat cei 500 de euro pentru chirie la timp de la statul român, de la prostul ăla care îți plătește ție și salariul și bentiță și izmană și chiloți și carieră, totul? În legătură cu speța dată, e adevărat, cei de la poliția rutieră au acest sentiment și comportament în consecință ca fiind stăpânii șoselelor. Și atunci o iau personal, dacă, după cum spuneam, nu corespunzi, atunci vei primi inevitabil o sancțiune, pentru că se merge pe principiul ăsta. Dacă ne apucăm să căutăm, tot îți găsim ceva și atunci îți facem noi un proces verbal. Foarte mare dreptate în ceea ce privește responsabilitatea celui care poartă uniforma. Și aici, adevărat, putem discuta inclusiv despre cazul domnului Maxim, în care au fost implicați foarte mulți oameni în uniformă, vizibile sau nu, și foarte multe instituții care au făcut niște lucruri... Care au construit scenarii cu scopul... Părerea mea este asta. N-aș putea să le încadrez, dar eu nu vorbesc de, nu au distrus viața unui om și a unor oameni. Parția, adică nu știu cât au distrus-o de mult, dar au atentat la ea. Iar, haideți să facem un exercițiu de imaginație. Eu sunt responsabil vis-a-vis de ceea ce spun. Eu măsor cuvintele, sunt responsabil pentru cuvintele mele. Și mi-asum. Dar care este cariera pe care o avea domnul Maxim de acum înainte? Tot timpul îndoiala asta, ca un coșmar, ca un blestem în mentalul colectiv, în eventualitatea că va urca pe scara profesională, va crea tranșee are în subconștientul altora. Are dreptul cineva
să curmi o carieră? Nu, evident. S-a gândit cineva în momentul în care declanșează o chestie de genul ăsta consecințele? Că omul respectiv are familie, omul respectiv are mamă, are tată. Cum dom'le, are nevastă, are copii, are idealuri, are visuri, are și el dreptul de a visa, de a spera ca oricare dintre noi la ceva mai bun, la altfel. E natura umană asta. Dacă ar fi fost un sistem în România, da, să zicem, dom'le, nu contează profesia, nu contează, mă refer pentru familie, da, dar familia lui, copiii unei persoane, unui om din România, țin foarte mult de poziția persoanei respective, de profesia persoanei respective, de veniturile persoanei respective, care este cap de familie, în general tatăl, dar ca să nu fim misogini, și femeile au acest rol de foarte multe ori, mai ales în ultimul timp, cu egalitatea, dar nimeni, concluzionând, nimeni nu are dreptul să curme o carieră. De asta foarte, foarte multă grijă, foarte mare atenție ar trebui și foarte multă analiză în momentul în care se decide începerea unei anchete vis-a-vis de o persoană. Să vă cer permisiunea să vă citesc cum a fost asta și după aceea să trecem în relative detalii, că nu o să fim noi, să știu eu, în aceste dihotonomii, să lucrăm cu tehnica în instanțe și nici ca în interiorul parchetelor. Lovitură grea pentru structura locală Suceava a Direcției Naționale Anticorupție, ai cărei procurori au decis după aproape 2 ani de cercetări să claseze dosarul în ceea ce îl privește pe comisarul șef Cristian Maxim, fost șef al Serviciului de Informații și Protecție Internă SIPI Suceava. Practic, cea mai grea lovitură este pentru procurorul șef din acea vreme, doamna de la DNA, Mihaela Mihai, care a decis în decembrie 2014 să înceapă urmărirea penală fără probe, evident că s-a văzut, să înceapă urmărirea penală împotriva lui Maxim. În plus, după percheziții care au avut loc la locuința șefului, cu spectacolul hollywoodian, cu cagule, cu mitraliere, cu terioriști, cu asasini în uniformă. Vă dați seama că trebuia lucrul ăsta așa frumos făcut, să înceapă urmărirea împotriva lui Maxim. În plus, după toate perchizițiile care au avut loc la locuința de atunci, s-a luat și măsura reținerii acestea pentru o perioadă de 24 de ore. Numai că, surpriză, după două instanțe de judecată, Tribunalul și Curtea de Apel au respins propunerea de arestare pe vedere și l-au lăsat în libertate pe Cristian Maxim, fără nicio altă interdicție prevăzută de știți dumneavoastră mai bine, de codul de procedură, nu? Da. Nu în ultimul rând, este perioada de un an și 10 luni. Un an și 10 luni. O chestiune care trebuia să fie pentru o persoană care este implicată. Noi, dacă suntem din exterior, nu dacă privim lucrurile de departe, din afară. Spunem doar un an și 10 luni. Dar dacă am fi implicați, un an și 10 luni poți e viața de 20 de ani. E o viață de om, da. Deci greu, secundele au fost altfel. Un om în situația dată poate face, are timp să facă și diabet, are timp să facă foarte multe chestiuni. Din cauza... Da, unii mai slabi au timpul și să se sinucidă, domnule avocat. Da, avem cazuri. Sunt cazuri suficiente, adică nu e o exagerare de-a mea. Ori chestia asta ar fi trebuit să fie rezolvată în maxim 3, 4, 5 luni, 6 luni. O lămurești, e sau nu e? Și atunci, vezi, ori trimiți în judecată, ai finalizat și ai trimis în judecată, nu e ca un furt oarecare și ăla este important până la urmă, pentru că cuiva creează un prejudiciu și trebuie rezolvat dosarul respectiv. Făcut instanța să se pronunțe, să facă dreptate, să facă o îndreptare vis-a-vis de fapta antisocială care a fost. Avem aproape 2 ani. Și aproape am înțeles ani. Că dosarele sunt aproape goi, așa cum este hârtiuța asta a mea. Așa nu știu dosarele. Așa am zis, adică nimic nu există, nu există nicio probă. Dar nu atâta sunt făcute fapt. Atâta timp cât au decis clasarea dosarului, cu siguranță, asta este realitatea. Așa ar sta acolo. Probabil aici, probabil, intuiesc, merg sub zodia speculațiilor, că aici s-a dorit masacrarea psihică a victimei, adică îl torturăm în așa fel, îl ferbem la foc mic până cedează. Până o ia razna, până găsește o soluție, până scăpăm de el. Poate ne ajută și natura, poate ne ajută și, știu eu, o întâmplare nefericită și scăpăm de dânsul la modul ăsta. E foarte posibil, o să discutăm după pauză lucrul ăsta. Nu știu concret ce este. Dar e o formă de tortură psihică. Este, absolut. Poate cea mai gravă. Cea mai gravă, necuantificabilă. Poate cineva cuantifica vreodată?
Nu, mai ales dacă ținem cont de consecințe. Și mai ales dacă nu ne rușine să folosim, să-i spunem clișee în cazul de față, în cazul copilului, că nu este dramă mai mare pe lumea asta, indiferent cum, ca niște părinți la 30 de ani, 40 de ani să-și îngroape copilul, să-l ia în brațe la 10 ani. Nu este dramă. Nu știu, o fi și alte drame planetare, într-o familie, între oameni. Dar asta cred că este printre principalele. Luăm publicitate și revenim să discutăm despre cazul Maxim, dar mai ales cum ne apărăm de detractorii însetați de cariere. Ce facem cu cei care distrug cariere, care distrug destine, care distrug vieți și care, bineînțeles, se folosesc de uniforma statului și de chipiul ăla strălucitor care îi dă lui aerul, că e Napoleon de ferentari, îi dă aerul de inexpugnabil. În cazul instanțelor, da, vorbim de inamovibilitate, care e tot un fel de, de carcasă pe care nu o poți penetra nici măcar cu cele mai tehnice și mai moderne forțe.